Din Bună regulă. dimineața, prieteni! Bună Bună dimineața! dimineața! Bună dimineața! Da, acum. Acum, ok. Da, suntem în regulă, suntem și live. Ne-am întâlnit în luna aprilie deja din acest an. Și într-o, pot să zic așa, într-o nouă eră farmacii, nu, Gabi? Da, da, clar. Într-o nouă eră farmacii și noi vrem să vă zicem o parte din noutățile ce le avem la farmacii, pentru că dacă am sta să le dezvoltăm așa, ne-ar lua timp foarte mult. Nu că nu ne-ar place nouă să povestim, că iubim ceea ce facem, dar timpul. Am intrat într-o nouă eră farmacii, o nouă eră cu schimbări, cu lucruri faine, lucruri bune pentru noi, pentru voi, pentru toată lumea. Hai să le spunem primul lucru cel mai fain, nu? Putem să recrutăm oriunde în lume, nu? Putem să recrutăm global. E vestea pe care o așteptam de foarte mult timp, de când am aflat despre această idee, că s-a început lucrul la acest proiect, cam de un an de zile, și toată lumea așteptam cu nerăbdare să se și pună în practică și să putem avea echipe globale, pentru că asta înseamnă, în primul rând, cu totul și cu totul alte comisioane. Despre asta vorbim, despre alți bani și despre faptul că putem avea o echipă globală. Hai să vedem un pic care sunt țările, pentru că mi se pare cel mai important lucru să știe prietenii noștri din ce țări pot să vină în echipele noastre. Uite, mă uit acum, informațiile astea sunt pe site-ul farmacii, la corporativ. Ne uităm împreună acolo. Ce facem noi acum? Ne uităm pe telefon, prieteni, da? Ne uităm pe telefon, pe site-ul Pharmacy, pentru că este un business pe care îl putem face de pe telefon, de oriunde. Important e să aveți telefonul și internet. Atât. Pe site-ul Pharmacy, un site nou-nouț, ne uităm în partea de jos a site-ului la corporativ și acolo avem lista cu țări în care putem avea echipe. Și invers, dacă voi sunteți plecați de acasă, dacă sunteți plecați la muncă în una din aceste țări, puteți să începeți business-ul dând click pe link-urile noastre și să aveți o echipă globală. Hai să vedem, Nico, în ce țări putem să facem noi recrutare și prietenii noștri de unde pot veni. Vreau să spun că prima dată, hai să le zicem despre țările care sunt unde avem, cred că, cei mai mulți prieteni. Germania, Spania. Clar. Deci, Germania, Spania, Portugalia. Da, aici cred că sunt cei mai mulți prieteni ai noștri plecați, colegi de liceu. Da, da, ai dreptate. Așa este, așa este. Și uite, dacă ne gândim, foarte mulți prieteni sunt plecați la muncă, poate le este și greu, poate familia a rămas în țară sau poate sunt mămici care au plecat de lângă familie. E chiar o oportunitate extraordinară să facă un bănuț în plus pe lângă ceea ce fac ei. Pentru că business-ul acesta îl începi pe lângă ceea ce faci deja, nu? Nu da, e... și uite, acum mă gândeam, noi putem să recrutăm în Germania, Spania, Canada, Mexic, Portugalia, ce-mi vine, Croația, uite că mă uite, Bosnia. Și în Republica Moldova, în curând, din luna mai, se deschide și Republica Moldova.
Și totodată, prietenii noștri care sunt plecați în aceste țări, îi pot recruta în țara respectivă și, bineînțeles, că o mai au și în țara noastră. Deci, tot ei pot și în țara noastră și în toate cele 30 de țări de pe 31 de țări în care este farmacie pe glob. Deci, asta e un lucru foarte, foarte fain și bun. Poți să recrutezi oriunde în lume. Și bineînțeles că farmacia o să fie și în mai multe este țări. În expansiune. Hai să mai citim din listă. E Albania, Belarus, Bosnia, Canada, Columbia, Cehia, Croația, Cipru. Prieteni, deci dacă plecați în vacanță în Cipru, vă puteți face echipa acolo. Republica Dominicană, Ecuador, Georgia, Germania, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Mauritius, Mexic, Moldova, Muntenegru, Maroc, Oman, Peru, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Tunisia și Turcia. Acestea sunt țările în care în acest moment puteți face echipă și recrutare. Și prietenii din aceste țări pot să-și facă echipă globală, bineînțeles. Deci putem avea în toate aceste țări prieteni în echipă. Hai să vedem, Nico, care sunt câteva date, câteva cifre, să spunem farmacie în cifre, pentru că avem o statistică foarte, foarte interesantă. Mie mi-a plăcut mult acest tablou. Câteva informații, pentru că poate nu toți prietenii știu despre farmacie și despre faptul că e compania numărul 1 de vânzări directe din Turcia. Acolo s-au atins și primele titluri de boss, adică s-a urcat deja toată scara de oportunitate, asta, și asta în 2 ani, ceea ce nouă ne spune, lucrul acesta ne spune că se poate. Deci dacă au reușit prietenii noștri din Turcia să urce toate nivelele până la nivelul de boss în 2 ani și să ia comisioanele pe care le promite, le spune compania din start că le poți lua la acele nivele, înseamnă că putem și noi. Așa e. Da, și pe lângă că în Turcia e compania numărul 1 de vânzări directe, în lume e pe locul 28 farmacii. În compania de vânzări directe. Miile de companii de vânzări directe, pentru că acum sunt companii de vânzări directe în toate domeniile posibile. Deci, dintre toate companiile de vânzări directe, farmacie pe locul 28, ceea ce este o mare performanță și, bineînțeles, că își propune să urce în acest top, pentru că e o afacere de familie și e o familie foarte ambițioasă, foarte ambițioasă. Au niște valori puternice și, bineînțeles, este fondatorul companiei, care este bunicul lor, este în spate și el a creat un business atât de puternic. Ce mi-a plăcut mie foarte mult e ideea aceasta că e companie de familie, adică nu e un business impersonal, doar cu CEO, cu funcții, cu lucruri așa, fără niște valori foarte puternice, ci dimpotrivă. E, pe primul loc, e faptul că e o companie de familie, e condusă de o familie, familia Tuna din Istanbul, și faptul că au continuitate, deci de peste 70 de ani, e fabrica lor de medicamente, care acum este fabrică de cosmetice. Mie mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Asta înseamnă că e o companie de încredere și care nu se clatină după, să zic, după mersul economiei. Da, și pe lângă locul 28 în lume, companie de vânzări directe, mai are peste 4 milioane de beauty influencer. Deci, îți dai seama câți... Da.
Și e foarte frumos că se numește așa, deși și noi suntem beauty influencer, deci cei care facem business-ul, consultanții, suntem beauty influencer, pentru că până la urmă asta facem, testăm și recomandăm produsele celorlalți. Și ceea ce prezentăm noi deja le-am testat pe noi, le-am folosit cel puțin machiaj, detergenți, parfumerie, asta cred că wellness. Cred că am folosit toată lumea de curiozitate, în primul rând le-am testat și apoi am continuat să le folosim. Dar vreau să vă mai spun ceva, prieteni, Nico a atins nivelul de manager și vreau neapărat să o felicit. Felicitări, Nico, și mult succes! Chiar mersi. Mă bucur așa de mult pentru tine! Mersi, mersi mult! Deci, haideți că fiecare... Se poate, nu e ușor. Că toți putem. Nu e ușor, da, se e poate. Ușor e muncă, dar uite că se poate. Da, se Bun, poate. Deci, hai să vedem, la nivel global avem 250 de produse noi în fiecare an. Deci, în fiecare an se creează produse noi. Asta nu înseamnă că ele se creează pe durata de un an, ci pe o durată mai lungă, deci ele sunt mereu în cercetare și ies din cercetare ca și produse în fiecare an 250 de produse noi. Asta mi se pare un lucru foarte interesant. Faptul că fabrica lor e o fabrică care are un departament de cercetare și în parte propriu. Și partea de producție este integrată, deci absolut totul se produce acolo. Au propriile câmpuri de plante, folosesc propria apă de ploaie, folosesc cât de mult se poate, nu lucrează cu terți. Deci știm foarte bine că un produs iese în fabrica Pharmacy de la început și până la sfârșit. Deci pe linia de producție începe cu formula produsului, deci formula care e cea originală a doctorului Tuna, este produsul introdus în ambalaj, deci și ambalajul este creat, introdus în ambalaj și pe linia de producție iese la urmă sigilat și gata ambalat. Deci nu se folosesc intermediari sau terți. Și putem vizita oricând fabrica Pharmacy în Istanbul, pentru că totul este foarte transparent. E o fabrică ultramodernă, robotizată, e foarte frumos, o să vedeți prin postările noastre, pentru că se fac în fiecare an excursiile la fabrică. Așa. Mai spune tu ceva. Păi da, uite, vreau să spun că pe lângă produsele care tot timpul așteptăm noutăți și noutăți, așa, farmacii se află până în prezent în 31 de țări, dar bineînțeles că o să fie mult mai multe țări. Și încă un lucru care mi s-a părut așa uitare, peste 1500 de angajați la nivel de global. Deci 1500 de angajați la nivel global în atâtea țări. În atâtea țări, pentru că, de fapt, cei 4 milioane de influencer sunt cei care promovează business-ul. Adică toți banii de pe chirii, angajați și alte cheltuieli care ar mai fi în drumul de la producător până la client, toți acești bani sunt direcționați către noi, către beauty influencer. Deci compania ne sprijină în dezvoltarea propriilor noastre afaceri. Da. Bun, Nico, acum cred că am terminat cu statisticile și cu cifrele. Hai să vedem un pic mai departe ce le spunem prietenilor despre... Despre ce se întâmplă la noi în țară, nu? Ce se întâmplă concret? Hai să vedem dacă noi dacă voi intrați pe link-ul nostru și vă creați un cont, puteți alegeți între a fi pur și simplu client, asta înseamnă cumpărați la preț de catalog, și cealaltă variantă este să fiți beauty influencer, adică să cumpărați cu reducere. Reducere de două feluri, 30% sau 50% în funcție de game. Deci gama Dr. Tuna are 50% reducere, celelalte game, toate produsele Pharmacy și
gama de wellness, Nutri Plus, au 30%. Deci lucrurile sunt foarte clare la noi. Ori 30%, ori 50%. Puteți alege să fiți beauty influencer sau doar client, pentru că poate prietenii noștri vor doar să testeze produsele și nu neapărat să facă un business și atunci au această oportunitate foarte clară. Însă reducerile le aveți doar dacă vă înscrieți ca și beauty influencer. Asta înseamnă, în primul și în primul rând, că puteți să le luați cu reducere. Și după aceea vă decideți voi dacă vreți să faceți mai departe și business-ul. Și bineînțeles că pe lângă reduceri, în momentul ce ești beauty influencer, mai beneficiezi și de oferte, de programe, tot ce vine de la companie. Deci nu numai reducerile, și multe alte programe și tot cadouri. Ăsta e cuvântul, cadouri. Da, tot ce ne oferă compania, un lucru foarte, foarte, foarte fain. Pe lângă toate astea, uite că ziceai de cadouri, avem un program de bun venit. În momentul când ești beauty influencer, dacă tu ai o comandă de 45 de puncte, undeva peste 250-260, acum depinde de ce produse ai tu în coșul tău de cumpărături, intri deja într-un program de bun venit pe 4 campanii. Dacă tu dorești să duci la bun sfârșit acest program de bun venit, e foarte bine. Dacă nu, poți să mergi să faci primul pas din programul de bun venit. Poți câștiga, cum ziceai și Gabi, până la 50% ca beauty influencer. Deci foarte, foarte fain să câștigi până la 50% din beauty influencer, ca și beauty influencer. Și, cum ziceam, și ofertele și toate produsele cadou. Uite, chiar astăzi și mâine mai avem la o comandă de 200 de lei ceara de sprâncene cadou. Deci, cadou. Beauty influencer, pe lângă discount, mai e și ceara de sprâncene cadou. Bun! Ceara de sprâncene, care, prietenii, e o ceară vestită, e foarte, de foarte bună calitate. În primul și în primul rând, pentru că e transparentă. Deci nu rămâne alb pe firele de sprâncene și fixează foarte bine. O să vedeți și voi, are și un aplicator așa, în unghi, o periuță în unghi. Deci aveți tot ce vă trebuie ca să faceți sprâncenele care sunt acum la modă, cele fluffy, așa, un pic mai cu volum și lipite de cap. Deci, prieteni, ceara e gratuită la comandă pentru make-up artist, în primul rând, pentru că sunt cei care folosesc cel mai mult ceara de sprâncene. Eu vă recomand ceara de la farmacie pentru că am folosit-o și e de foarte, foarte bună calitate. Iar primul pas din bun venit, care sunt primele, deci prin prima lună când ai o comandă de 45 de puncte, ce primești cadou, Nico? Păi, la o comandă de 45 de puncte primești cadou rimelul Double Lash. Îl primești în următoarea ta campanie. Comandă, la da. Următoarea ta comandă îl primești rimelul Double Lash. După aceea o să ai parfumul Hera, crema de față din gama Age Reversist, crema de zi și crema de noapte din gama Resurface. Deci, Resurface, da, sunt cele pentru tenul peste 35 de ani, cele pe care le folosim și noi două, gama Resurface. Și sunt niște produse extraordinare pe care le aveți pur și simplu gratuit la comenzi. Deci, acum eu să știi că nu mi-am amintesc să mă fi dus vreodată în supermarket sau un alt magazin și dacă fac o comandă să ies, dacă fac cumpărăturile zilnice, la sfârșit la casă să-mi dea cineva 50% reducere. Eu asta nu mi-am amintesc. Și nici să mă aștepte nimeni cu două creme care sunt destul de valoroase, deci au o valoare, să mă aștepte cineva la ieșire, uite să mai dau și două creme antirid. Mă, nu mi-a dat nimeni, să știi.
Nu da, știu cum da. E la voi, dar la mine aici nu se dă nimic. Vreau să spun că ai propriul tău magazin online, nu? Da. Ai propriul tău magazin online, îl poți distribui oriunde, la oricine. Poate să-și facă comandă din propriul tău magazin online și tu poți câștiga până la 50% din vânzările făcute din propriul tău magazin online. Deci, iară, exact. Un lucru foarte, foarte fain. Deci, merită... Faptul că este foarte comod să comanzi online, adică ți le aduce la ușă, nici nu mai stai să umbli prin magazine cum umblam până acum. Este foarte comod, ai și transportul gratuit de la o valoare în sus. Și, bineînțeles, reducerile și cadourile pe care tocmai vi le-am zis, care, în altă parte, eu nu le-am găsit. Da, hai să mai uit un pic, te rog, Nico. Vreau să zic că, uite, dacă tu ești un client, ai comandat din magazinul meu online, ai luat produsul respectiv, ești mulțumit, vrei să-ți comanzi în continuare, ai posibilitatea să devii și tu la rândul tău un beauty influencer, să-ți iei produsele cu reducere. Deci e un lucru foarte, foarte fain din client să devii un beauty influencer, să beneficiezi și tu de reduceri până la 50% de oferte, produse, cadouri și toate care sunt. Da, pentru că poți să testezi produsele, poți să-ți cumperi pur și simplu mostre dacă nu vrei neapărat produse și dacă îți place să mergi mai departe ca și beauty influencer. Și să cumperi la preț redus, pentru că până la urmă 50% e chiar foarte, foarte mult. Acum să vorbim un pic despre business, pentru că asta cred că ne interesează mai mult. Noi câștigăm mai multe tipuri de bonusuri, nu-i așa? Deci avem și comision. Da. Și avem mai multe tipuri de bonusuri, dintre care unul dintre bonusuri este bonusul personal, adică avem propriul nostru magazin, cum ai spus, site-ul nostru, și din vânzările noastre personale, adică cei care intră pe site-ul nostru și își cumpără pentru ei produse, noi avem de acolo 50%. Un alt tip de bonus e bonusul de grup. Pentru fiecare beauty influencer din grupul nostru, din prima generație, noi avem un bonus de grup. Asta înseamnă că echipa noastră, cu cât este mai mare, cu atât și bonusul nostru va crește. Da, și pe lângă bonusul de grup, bineînțeles, este și bonusul de leadership. Asta înseamnă că avem comisioane din vânzările generațiilor, structurii noastre, în momentul în care ne apucăm de afacere, de business și de recrutare. Iar echipa noastră este mai mare, asta înseamnă că noi primim comisioane și în adâncime și pentru echipa din adâncime. Și pe lângă bani, ce mai primim? Pe lângă bani, în momentul când a deja început să-ți faci o structură, ai totul echilibrat, pot să zic așa, în business-ul tău. Bineînțeles, compania te ajută și cu plata unui leasing lunar. Deci vrei să-ți iei o mașină, compania te ajută și cu plata acelui leasing lunar pentru achiziționarea mașinii. Dar și să nu uităm, ai ajuns la un nivel, îți menții nivelul și mai ai bonusul de nivel. Deci mai multe tipuri de bonusuri, cum am zis, se completează, se adaugă, ele nu se exclud, bonusurile acestea se adaugă. Deci de la director și la nivelurile superioare sunt alte bonusuri. Și, bineînțeles, cel mai frumos lucru care este la Pharmacy, călătoriile, excursiile. Tocmai s-a încheiat o competiție cu călătorie în Marmaris, dar anul acesta se mai pleacă în Mexic, în Cancun și cred că și în alte locuri, nu le mai știu care sunt. Sunt mai multe, mereu avem competiții prin care putem ajunge gratuit în lume,
Și nu oricum, la 5 stele, întotdeauna la hotel de 5 stele, călătorii plătite în întregime de farmacie în totalitate. Pe lângă vizitarea fabricii din Istanbul. Eu cred că toate lucrurile astea sunt foarte, foarte motivante, pentru că dacă le comparăm cu un job obișnuit, la un job obișnuit nu îți plătește nimeni vacanța să pleci tu în Cancun și nici în Marmaris. Așa-i, așa-i. Bine, restul numai, că le-am zis deja și cadourile și toate cele. Bun, hai să vedem, Nico, ce le mai spune la prietenii. Pe lângă noutățile astea cu toate cadourile, excursiile și așa, eu mă uit acum, prieteni, în ghidul de oportunitate pe care îl găsiți pe site-ul Pharmacy. Este ghidul de oportunitate, îl puteți citi și voi. Deci e informație, este public, îl găsiți și voi ca să vă informați mai bine despre business-ul Pharmacy și toate avantajele pe care le avem. Nu mai știu ce mai... Cred că am atins cam principalele puncte din ce înseamnă așa, pe foarte scurt, business-ul nostru. Și globalizare, în primul rând, înseamnă că avem mai multe șanse. Nu? Avem da. Mai multe șanse. Putem să avem echipă și în țările în care au plecat mamele noastre la muncă, prietenele noastre, colegele noastre. Și ele au șansa la rândul lor să facă un business care e posibil să le aducă înapoi acasă, lângă copii, în momentul în care l-ai construit deja și îți aduce niște sume. Ai și o altă variantă, poți să stai și de acasă, să faci și de lângă copii, să faci un business, nu trebuie neapărat să pleci. Mie asta mi se pare un lucru extraordinar. În acest context al plecării femeilor, mamelor, mă refer în primul rând, de lângă copiilor la muncă, pentru că situația e destul de tristă așa să trebuiască să pleci la muncă. Însă uite că avem acum o oportunitate de business care te poate aduce înapoi acasă și mi se pare foarte important. În primul rând, nu-ți trebuie nimic altceva decât un telefon, internet pe el și multă muncă și dorință să reușești și ambiție. În rest, nu-ți trebuie nimic altceva. Deci este o oportunitate extraordinară, o șansă să faci ceva mai mult. Eu întotdeauna am comparat business-ul ăsta cu un business clasic, pentru că într-un business clasic începi cu o investiție, nu începi de la zero. Bine, zero, adică ai un telefon și internet, deci nu e chiar zero. Dar într-un business clasic începi cu o investiție, nu? Dacă vrei să-ți faci o terasă, o pizzerie, orice vrei să faci, tot îți trebuie o investiție în marfă, salarii, chirii, spațiu și așa mai departe. Pe când acest business îl poți începe online, îl continui online, și nu ai niciodată aceste griji, pentru că toate lucrurile acestea sunt preluate de companie. Deci compania ne oferă produsele lor, transportul lor, tu nu ai nicio grijă decât partea de marketing online. Ceea ce mi se pare fabulos, este absolut fabulos, pentru că poate acest business teoretic să-l facă oricine. Acum, practic, îl face cine își dorește și pune ambiție și muncă și bunăvoință până la urmă. Bunăvoință, răbdare, multe. Bunăvoință, răbdare. Cui îi place să lucreze cu oamenii? Pentru că noi lucrăm cu oamenii, în primul rând. Nu, Nico? Da, lucrăm cu foarte mulți oameni, trebuie să ai răbdare cu fiecare în parte, îi asculți nevoile lui fiecare, recomanzi după nevoile fiecăruia. Exact. Și partea faină e, cum ziceai tu, cu magazinul online, tu poți avea magazinul tău online în orice localitate din țară și din lume acum, nu? Deci exact. propriul tău magazin îl ai oriunde. Oriunde. Și poți. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă și că poți lucra de oriunde. Adică nu trebuie neapărat să stai într-un loc fix.
ai mobilitate totală, te duci oriunde pe glob și tu ai business-ul tău pe telefon. Asta mi se pare extraordinar, adică oriunde ești să ai business-ul tău cu tine și să nu trebuiască să fii fizic prezent acolo, este cel mai grozav lucru. Cred că e afacerea de vis. Pentru că nu ai nici stocuri, nu ai nici chirii, nu trebuie să stai nici cu ochii pe angajați să supraveghezi ceva. Ai totul online și ai oameni cu care poți să comunici oricând pe internet. Acum, în business-ul ăsta, mie îmi place foarte mult că marea majoritate a oamenilor cu care lucrez îmi devin prieteni. Pentru că îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place să vorbesc și îmi place să am mulți prieteni. Și chiar așa mi-au devenit, cel puțin comunitatea noastră, noi facem parte din comunitatea Antreprenorițele, fondată de Dana Bologa. Și între antreprenorițe e un spirit foarte frumos, așa, de unitate și de colaborare. Noi lucrăm împreună, toate colegele și colegii, pentru că avem și bărbați, nu suntem doar femei. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult acest spirit de unitate și de colaborare și de prietenie. Și eu acum chiar pot să spun că am câte o prietenă în fiecare localitate din România, așa un pic generic vorbind, ceea ce e un lucru la care nici nu aș fi visat înainte de acest business, pentru că peste tot se încurajează colaborarea și prietenia. Dar mie asta mi-a plăcut cel mai mult. Cred că asta ți-a plăcut și ție, Nico, pentru că, pentru că noi în echipele mai mici, noi nu suntem în aceeași echipă, suntem la directori diferiți și uite ce frumos și ce bine iese colaborarea noastră, nu? Ceea ce așa. E un lucru care în altă companie sau în alt context nu ar fi fost posibil. Așa e, așa e, Gabi. Deci, în concluzie, dragi prieteni, noi vă recomandăm să vă faceți contul de beauty influencer, să beneficiați de toate aceste oportunități, să lăsați, cum mai zic eu, oportunitatea să vă intre în casă, să vă și folosiți de ea, nu numai să bată la ușă, pentru că sunt lucruri faine și o să fie și mai multe. Suntem într-o nouă eră farmacii care ne așteaptă multe, multe. Bineînțeles că sunt și provocări și ca și oriunde, în orice business, când ai de la început, nu ai cum să le cunoști pe toate, dar suntem o comunitate mare unde aveți tot sprijinul și, bineînțeles, și dacă te lași ghidat și ăsta, poți merge mai departe. Un business care cu, cum zici tu, cu un telefon, cu internet, cu voință, cu muncă, deci se poate face. Accesați linkurile noastre din bio, de pe pagina noastră, sau cel mai simplu, lăsați-ne mesaj în privat și noi luăm legătura direct cu dumneavoastră și le ducem lucrurile să fie bine. Uite, ce mi-a plăcut mie cel mai mult e faptul că pentru acest business nu trebuie să cumperi ceva în mod extra față de ceea ce folosești tu. Nu, e un business pe care îl faci cu produsele pe care le folosești oricum. Le cumpărai oricum în casă. Pentru că, știi cum spuneam noi în echipă, dacă te speli, poți să faci acest business. Adică, oricum foloseai gel de duș, oricum toată lumea folosim șampon, balsam de păr, un ruj, un deodorant. Deci sunt lucruri pe care le foloseam oricum. Chiar dacă e pandemie sau nu e pandemie, tot ne spălăm. Tot ne spălăm rufele, tot ne spălăm casa, familia. Deci sunt lucruri pe care, deci pornind de la care, noi putem să dezvoltăm un business. Nu trebuie să cumpărăm ceva în mod special, ci ceea ce folosim deja. Acum, gama noastră de produse este foarte, foarte largă și e în dezvoltare. Ați văzut poate că produsele de wellness încep să apară tot mai multe în această gamă, pentru că pe lângă ce aveam noi, cafeaua cu cicoare și cu cereale, au apărut și ceaiurile, au apărut și alte produse, deci avem omega 3, avem și o să apară shake-urile în vreo 4 arome și o să apară în continuare multe, multe altele, vreo 70 de produse în gama Nutri Plus, am înțeles.
pe care le-am văzut deja în America, au apărut cafeaua cu colagen și altele pe care le aștept cu nerăbdare. Vitamina D și multe, multe altele din gama suplimentelor. Pe lângă asta avem parfumerie, pe care e gama pe care o iubesc. Deci eu stau, uite, acum ultimul parfum signature, uite, stau cu el și mai miros așa din când în când. Gama de make-up care mereu are câte ceva nou, palete noi, uite, și cu astea stau pe masă. Sunt tot timpul cu ele, le folosesc zilnic și le testez pe mine și le recomand. Ce mai avem? Deocamdată mai avem încă câteva produse de curățenie, mai avem, nu mai știu, ce mai avem, de multe, multe sortimente, multe feluri de produse. În principal, produsele de îngrijire a noastră, deci a corpului și a casei noastre, și pe care le foloseam oricum. Așa că eu chiar vă încurajez să testați, în primul rând, să vedeți ce cu produsele astea, hai să vedem un pic, și să nu uit Nico. Mihaela e sponsorul meu și cu ea vorbesc toată ziua. Și de minunatul ulei care a apărut pentru corp și pentru păr, nu l-am aici pregătit, dar este un produs extraordinar și vi-l recomand. Un produs revoluționar, este un amestec de 15 uleiuri. Eu vă invit să testați acest produs. Un produs pe care o să-l vedeți prezentat de vedete, pentru că avem și vedete în farmacii și au testat acest produs și l-au recomandat mai departe. Deci uleiul pentru corp și păr este un produs senzațional. Pentru că acum, oricum, toată lumea a început să se gândească către natură, către cum putem folosi mai mult produse naturale, uleiuri, să fie cât mai mult, mai puțin procesat și cât mai mult natural. Iar uleiurile pentru corp și păr sunt... Și mai avem, bineînțeles, și setul de uleiuri, cele 8 uleiuri pe care le putem folosi în difuzor pentru aromatizarea camerei și pentru sănătatea noastră. Deci avem deja o gamă foarte largă, vă zic deja că nu mă mai opresc acum. Mă mai opresc, că toată... Îmi amintesc câte ceva din produse. Da, pe asta ziceam că avem de vorbit, cred că o zi întreagă dacă stăm să, da. Să dezvoltăm fiecare în parte. Acum, produsele astea, pe ele le găsiți pe toate și în celelalte țări, pentru că în momentul în care sunteți în una din țările despre care am vorbit la început, aveți pe site-ul țării respective toate aceste produse, deci ele sunt disponibile la nivel global. În țara voastră, deci voi vă înscrieți pe linkul nostru, însă alegeți țara în care sunteți. Și acolo veți comanda pe site-ul respectiv, în moneda țării respective și livrarea va fi din depozitul din țara respectivă. Deci este foarte ușor să facem un business global. Acum eu chiar încurajez toate mămicile care au plecat în Spania, în Portugalia, în Germania la muncă, măcar să vadă, să testeze și să vadă despre ce este vorba în acest business, pentru că poate e o nouă perspectivă, poate e o schimbare de viață, ceea ce nu e un lucru mic, e chiar un lucru mare, important. Bun. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și o să revenim cu următoarele noastre live-uri. Da, mulțumim, prieteni, că ne-ați urmărit. Noi am atins așa foarte, foarte pe scurt câteva puncte din ce înseamnă business-ul nostru și ce înseamnă această deschidere globală. Noi cu mult drag și cu tot entuziasmul o să povestim mai multe despre ale noastre produse dragi pe care le folosim toată ziua și toată noaptea. Mulțumim mult că ne-ați urmărit și o să revenim în scurt timp cu noi informații. Cred că despre produse, Nico, că acum dacă tot am început discuția, cred că nu mă mai opresc. Uite ce rujuri frumoase avem noi astăzi, așa că, prieteni, sunt rujurile lichide mate.
peste care am dat și un glos, că nu puteam să închid fără să vă zic eu două vorbe cu ce m-am dat astăzi. Așa că... Da, și le aveți și cu 30% reducere, așa că... 30% reducere le luați ca și Beauty Influencer. Dragii noștri, v-am pupat, o zi frumoasă. Panico! Numai gânduri bune să aveți!